că, așa cum am spus-o și pentru cei de la Forbes, mi se pare cel mai bun oraș din România, în care și dacă n-ai bani, poți să vii, să muncești, să devii cineva, și dacă ai bani, ai cumva o investiție eficientă, devine foarte eficientă. Depinde când vrei să te retragi. La primul câștig mai aștepți, câștigul crește, cert este că doar va crește, ca și valoarea agenților de la Hermes. Ai răbdare că va crește sigur. Salutare, salutare! Iată la un nou podcast săptămânal în periplul nostru prin țară. Astăzi l-am alături de mine pe Victor Maxim. Victor, binevenit! Salutare și bine te-am regăsit! Victor este activ în orașul nostru drag, Constanța, aici la 2 pași de București, unde ne petrecem verile și se pare că încetul cu încetul ne vom petrece și toamna, iarna și primăvara, pentru că cu ajutorul lui Victor, Constanța devine un oraș mai concurent, mai bine pus la punct prin implicarea pe care el o are, sau inclusiv prin implicarea pe care el o are prin Tomis Hub și prin multiple alte proiecte, printre care inclusiv zona de voluntariat, cum e de exemplu Asociația Descoperă Constanța, sau zona de antreprenoriat, cum este Grădina Tomis. Victor, mă bucur tare că te-am alături de mine. E un proiect de contribuție pe care mi l-am asumat de aproximativ un an, să mă duc în țară, în orașele importante. Am fost deja la Oradea, am fost la Cluj, am fost la Alba, urmează să mergem și la Brașov, la Iași. Iată-ne însă că suntem la Constanța. Din punctul meu de vedere, probabil următorul mare oraș al României, sau următorul cel mai mare oraș al României, ne punem Bucureștiul în calcul, pentru că Constanța are niște mari oportunități. Da, cum este portul, în mod evident, în contextul în care România va adera la Schengen, în destul de scurt timp, sperăm noi, dar nu numai. Aeroportul crește, este o zonă cumva la frontiera estică a Europei care trebuie solidificată inclusiv militar, dar sunt convins că tu știi mai multe lucruri despre asta. O să vreau să treci un pic prin ceea ce tu faci deja în Constanța. Înțeleg că viziunea ta este să ajuți acest oraș să fie pus cu adevărat pe hartă din toate punctele de vedere și cred că ești cea mai măsură persoană să putem să comunicăm pe acest subiect, așa că sunt foarte dornic să te aud. Zi-mi, cum ai pornit în acest periplu al tău? Aș începe prin a spune că sunt cel mai mare fan al orașului Constanța. Asta e bine. Și spun asta din poziția de constanțean adoptat, pentru că eu nu sunt din Constanța, nu m-am născut în Constanța. M-am născut în Ialomița, am trăit în sudul județului Constanța și la 16 ani am venit ca mulți dintre tineri și ca mulți dintre oamenii din acest oraș să muncesc pe litoral. Se întâmpla acum ceva ani. Am venit să muncesc pe litoral. Viața a fost oportună cu mine, am avut șanse, am muncit foarte mult. Spuneam într-un articol pentru cei de la Forbes că nu doresc nimănui să fi plâns în viață de nesomn. Deci, efectiv, îți venea să plângi de nesomn. Atât de intens era ritmul pe care îl aveam. Era perioada litoralului în care Constanța și Mamaia chiar funcționau ca resorturi și existau foarte mulți turiști străini. Eu am prins perioada cu sutele de mii de turiști străini pe care îi aveam, să zicem, într-o lună, două, adică un flux foarte mare de turiști străini. Și cred că este momentul în care, să zicem, antreprenorii de pe litoral care au luat locațiile în gestiune, adică actualii proprietari de hoteluri, au făcut primii bani pentru a se putea dezvolta și a deveni mari operatori turistici de acum. Spuneau câțiva că am așa o atitudine de dinozaur pentru că am reușit să observ și să monitorizez Constanța și Mamaia încă din momentele în care lucrurile funcționau în tranziția dintre comunism și perioada modernă pe care o trăim noi acum. Am avut timpul și viziunea să pot să îi cunosc pe majoritatea dintre ei, am lucrat cu ei și așa cu o privire de ansamblu să îmi dau seama în ce zonă se îndreaptă acest oraș. Spuneam că este orașul care m-a adoptat, în care am venit cu mâna în buzunar, fără niciun leu în buzunar.
Și spun și acum la conferințele unde mai merg că orașul Constanța este probabil singurul oraș din România în care poți să vii cu mâinile în buzunar și dacă muncești și ești perseverent și te ții de treabă, în 2-3 ani de zile, hai maxim 4, poți să devii relevant, poți să devii cineva. Dar contează foarte mult să fii serios și să îți găsești locul. Atipic din punct de vedere economic și al dezvoltării față de alte regiuni din țară care sunt mai predictibile, probabil orașul ne oferă așa un fel de Eldorado în care ai putea să gândești ceva și ghici ce, la Constanța chiar se poate să începe acel lucru. Asta e oportun. Da, e oportun. Asta simt și eu când vin la Constanța. Recunosc că când am început colaborarea cu clienții noștri de aici, de la Lezi, pe care îi cunoști și care ne găzduiesc, am fost destul de sceptic în privința Constanței, pentru că am simțit tot timpul că business-ul cu adevărat începe mai spre vestul țării. Da. Dar stând cu harta infrastructurii din România în față, în fiecare săptămână de atunci, totuși, te puțin că, da, într-adevăr, vestul țării mai aproape de Europa, dar aici, pe aici, intră foarte multe mărfuri deja. Și noi, de aproximativ 12 luni, suntem în proces destul de aproape de a intra în Schengen. Acum asta suntem destul de aproape de mult timp, dar acum pare că devine chiar concludent. Și în momentul în care intrăm în Schengen, eu văd că zona asta a României și în speță, în principal portul Constanța, dar orașul Constanța, mai așa mai departe, devin extrem de relevante. Da. Ce părere ai cu tema asta? Hai să vă spun în realitate care-i treaba cu portul, pentru că îl observ așa folosit în foarte multe discuții macroeconomice și economice din punct de vedere local al Unității Teritoriale Administrative Constanța. Pe constanțeni foarte mult nu-i ajută portul Constanța, pentru că orașul nostru are un gard imaginar față de port și portul este o insulă economică lângă orașul Constanța, suntem doar vecini. Beneficiarii direcției acestei industrii sunt corporațiile mari care de fapt tot în București se află sau companiile mari care multe dintre ele nici măcar nu sunt cu acționar românesc. Dar angajații în port angajații, și în companie, deci pe simplu fapt că putem să operăm acolo cu angajații care sunt marea majoritate din Constanța, să primească oamenii aceștia niște salarii, dar profitul operațional al portului nu ajunge în buzunarul constanțenilor sau a primăriei municipiului Constanța, care după aceea ar putea să dezvolte orașul în această direcție. Mai degrabă voi în domeniul imobiliar și sectorul turistic, așa cât este el, sezonul estival, 2-3 luni pe an, are un impact vizibil mai mare pe termen scurt decât portul Constanța. Portul ar putea să ne ajute foarte mult dacă, și o să vorbim și despre lucrul acesta, dacă zona intermediară, imobiliară, economică, business to business se va dezvolta în jurul portului. Adică mă refer la zona imobiliară de depozite, de fabrici, de depozite tampon pentru China, pentru India, pentru alți producători foarte mari din lume, care au nevoie pentru cele, cât erau, 112 milioane de locuințe din sud-estul Europei să tranziteze marfa aceasta pe canalul Dunăre-Marea Neagră și cu Dunărea să facem ceea ce fac cei de la inițiativa celor trei mări, un forum economic care cumva se bazează pe folosirea portului ca hub economic de transport. Zi-mi, este adevărat că portul Constanța ca întindere teritorială este cea mai din Europa în momentul față? Da. Da. Dar nu este eficient operațional. Rotterdamul, de exemplu, este mult, mult mai mic, dar este mult mai eficient operațional datorită voinței pe care companiile au implementat-o în acea zonă, iar lucrările tehnologice de dezvoltare acolo sunt extraordinare, inovează efectiv în domeniu. Da. Văzusem un studiu care spunea că Constanța acum din portele Uniunii Europene este pe locul 12 ca volum de mărfuri tranzitate, Rotterdamul departe, foarte departe de Constanța și numai Rotterdam, mai este și Antwerp, este și Hamburg din Germania, Amsterdam, la fel. Noi totuși avem norocul că aceste două, trei corporații imense la nivel internațional au investit și au dorit să utilizeze acest port, pentru că dacă nu erau aceste companii, portul așa cum este el în
într-o utilizare românească a infrastructurii ar fi fost mult mai jos. De aceea eu cred că există o zonă de mijloc pe care trebuie să o avem ca abordare. Mă refer aici la populism, nu ne vindem portul străinilor, vin olandezii să ne ia portul și tot așa. Operaționalizarea tehnică a portului și eficientizarea lui este făcută tot de corporațiile mari care au venit și au dat funcționalitate portului. Și aici mă refer la Dubai Port Worldwide, DP World, la grupul Ameropa și mai sunt deja câteva companii care operează și care dau sens acestei infrastructuri. Megalomanice, într-adevăr, este foarte mare. Ca să vedeți ce se întâmplă în realitate cu portul, gândiți-vă că există companii care închiriază și licitează, concesionează aceste dane de operare și mai puțin de 60% din ele sunt operate. Există operatori, de exemplu, care dețin câte 25-30 de dane și folosesc cu precădere 7-8-10 din ele. De ce? Pentru a împiedica o concurență posibilă, pentru a nu exista loc, știi? Cam asta este ideea. Eu cred că ar trebui să existe un plan de țară pentru portul Constanța. El oricum este bun economic de interes național, așa că abordarea tot de la voi, de la București, trebuie să vină. Sunt un pic dezamăgit așa la prima vedere, pentru că eu vedeam pentru Constanța, în primul rând, o foarte mare oportunitate. Acum, să nu fim totuși izolaționiști. Da, portul Constanța aduce foarte mult bine pentru angajații, da, din port. Sunt mii de oameni angajați. Există companii conexe care livrează diferite tipuri de servicii, tractarea în dane, pilotajul și multe alte servicii. Gândiți-vă doar la supply managementul care se face pentru fiecare navă. Există companii care efectiv aduc toate bunurile și serviciile necesare pentru fiecare navă care operează. Dar vorbeam așa la nivel global, că PIB-ul pe care îl are acest port ca magnitudine nu este operațional și nu rămâne cumva orașului Constanța, oricum ar fi el, ori instituție, ori companii, ori diferite agenții locale. Dacă tot suntem în zona asta, zi-mi despre aeroport, care știu că se extinde acum, să-ți fac lucrări pe el, probabil că tu știi mai multe lucruri pe tema asta. Cea mai mare problemă a aeroportului Cogălnicianu este distanța prea mică față de București. Cumva ne canibalizăm și, într-adevăr, datorită autostrăzii și a eficienței pe care o are infrastructura, este mai ușor totuși să te duci, este mai eficient economic să te duci să iei un avion pe diferite rute de la București, ca și constanțean, decât să iei de pe Mihail Cogălnicianu. Suntem în această zonă metropolitană, peste 600.000 de cetățeni, dar încă nu a reușit ca liniile acestea, care de multe ori se înființează doar pe perioada verii, să facă Mihail Cogălnicianu unul dintre aeroporturile strategice pentru trafic, pentru traveling. Da? El are o importanță strategică militară, este un hub în care poți să folosești pentru diferite servicii. Există am văzut raportul aeroportului pe aterizări și diferite operațiuni și sunt de ordinul miilor, zecile de mii și te întrebi, ok, dar cine le-a făcut? Le-au făcut companiile conexe, atât în zona militară cât și în zona business to business. Dar dacă vorbim acum de publicul larg, sunt foarte puține rute și să știți că operatorii aerieni au fost foarte deschiși. Atât Blue Air-ul cât și Turkish Airlines și alte companii au încercat să opereze, dar fluxul este destul de mic. Poate și pentru faptul că, așa cum am spus, suntem foarte aproape de București, sau constanțenii se simt destul de bine vara la mare și se simt bine și iarna la mare, așa că n-au nevoie neapărat să plece în țările calde cu un avion de pe Cogălnicianu. Poate că nu sunt nici suficient de multe schimburi comerciale ale Constanței cu altceva decât, sau cu mult mai multe orașe sau zone din Europa decât sunt acum între Constanța și București, de exemplu. Și atunci probabil că nu e suficient de necesar pentru zborul de business. Mihail Cogălnicianu va deveni probabil cel mai devreme în 10 ani relevant în
modul de operare a unui aeroport comercial, așa cum vedem în alte aeroporturi secundare ale capitalelor din, nu știu, Franța, Germania, etc. Dar acum știu că se fac lucrări în aeroport. Se fac lucrări pentru că există fonduri. Este foarte bine că se modernizează. Era o bodegă ordinară, comunistă. Adică... O să păstrăm asta. Da. Gândește-te că vii de pe Charles de Gaulle din Paris, da? Și ajungi în București. Este un impact extraordinar. Adică chiar simți că ai venit la țară. Gândiți-vă cum era cu Cogălnicianu față de București. Adică e foarte bine că se fac investiții și lucrul acesta ar trebui încurajat. E foarte bine că există buget, dar nu știu cât de operațional va fi și facil economic, pentru că costurile companiilor aeriene sunt imense pentru a deschide rute și trebuie să ai cumva trafic. Poate agențiile ar trebui să învețe să vândă mai bine pachete, poate o sinergie între aeroport, companiile care operează, agențiile de turism, dezvoltatorii imobiliari, hoteluri, ar trebui să-și facă împreună niște pachete, așa cum se întâmplă în Turcia, și să funcționeze ca un organism complex, unitar. Până la genul turism, că asta de fapt e lucru definitor pentru Constanța acum, ar vrea să întreb și un lucru pe care l-am observat încă din prima zi în care am venit aici în Constanța, în jumătatea lui iunie anul acesta, și anume faptul că nu este nici măcar o clădire de clasă A de birouri în Constanța. Și este, mai sunt și alte orașe din România, dar este singurul dintre orașele mari care nu dețin o astfel de clădire. Și mă întreb de ce. De ce încă? Ai ajuns undeva destul de departe. Asta pare așa, o chestie de fițe, să zicem. Gândiți-vă că noi nu avem clădiri făcute cu case de arhitectură mari. Noi nu investim în design și arhitectură în momentul în care construim o clădire. Ai observat și în zona unde suntem acum, în zona Năvodari, că se încearcă eficientizarea cubului sau a dreptunghiului. Deci, efectiv, se folosește orice centimetru pătrat introdus într-un dreptunghi sau într-un cub. Nu se concretizează într-un design cu o arhitectură care să pună valoare pe obiectul sau clădirea care va rezulta și impactul pe care îl va avea după aceea, ca atracție, ca vizual peisagistic. Pur și simplu se dorește să se vândă orice centimetru pătrat, pentru că noi vindem doar metri pătrați. Cred că zona imobiliară ar trebui să învețe să ceară preț și pentru design, pentru ceea ce este clădirea, pentru unde se află clădirea, pentru ce arhitect a fost folosit în cadrul clădirii, pentru ce materiale au folosit. Și mă întreb totuși de ce Constanța nu a înțeles încă acest lucru. Zic încă pentru că deja eu sunt în, și tu știi că am vorbit pe subiectul ăsta, deja sunt în discuții pentru niște proiecte care deja arată într-un fel în Constanța. Dar de ce n-a fost până acum? Pentru că milionarii noștri sunt tineri. Și probabil că n-au heritage-ul acela de familie bogată. Când spui cu cultura organizațională a unei companii, pare prima dată că e o chestie pe care trebuie să o ai de PR acolo ca să pară că dacă vă uitați la familiile bogate din, nu știu, țările care au avut, să zicem, imperii și regate, o să vedeți că ei când construiau, dădeau cumva o valoare imobiliară prin design, arhitectură și ca simbolistică. Devenea un simbol. De aceea încă noi suntem interesați de niște clădiri vechi, pentru că ele, de fapt, nu sunt despre ce tip de ciment au folosit sau geamuri sau ce lemn au folosit. Le avem și pe alea acum și marmura și tot ce mai există, ci pur și simplu cei care au construit edificiile au reușit să creeze din ele simboluri. Și mi se pare că milionarii tineri din zona Constanța nu au educația de a crea simboluri. Nu știu ce e bine în contextul ăsta, pentru că oamenii contoare vin. Este bine că niște oameni fac niște bani, care mulți dintre ei sunt constanțeni și ar trebui să fie educați să reinvestească tot local aici, să nu plece cu banii, nu știu, în altă parte. Asta am văzut că toată lumea reinvestește aici. Mi-ar plăcea să fie mult mai implicați în comunitate, în societate, pentru că, iarăși ajungem la chestia de statut, făceam așa o glumă că am văzut prin oraș doamne care au Hermes Birkin, nu știu, un Rolls Royce, un Lamborghini,
etc. Și mă gândeam așa că este păcat să ai brandurile acestea și să nu ai locații unde poți să le porți, pentru că nu ai unde să le porți, pentru că nu există nimic cultural unde să te duci. N-ai un teatru în Constanța, teatrul s-a închis, nu ai muzee extraordinare, n-ai o galerie de artă, n-ai o galerie de artă contemporană, n-ai nimic. Adică dacă tot ai ajuns la un statut, ai ajuns să ai bani și ești din comunitate, cum îți petreci timpul? Ok, toți facem bani, mai mult sau mai puțin, nu este nicio problemă. Dar ca nevoie de socializare și de trăire socială în comunitate, ai nevoie de niște lucruri, ca să nu trebuiască să te duci toată ziua la Milano sau prin Italia pentru simplu fapt că n-ai la Constanța. Adică dacă am reușit să creăm zone imobiliare de 10 de milioane de euro, sute de milioane de euro, De ce nu avem bani să avem o galerie de artă, o galerie de fotografie, un spațiu cultural, unde să poți să-ți porți și Hermesul și Louis Vuittonul, unde poți să îți parchezi și mașina de lux, Pentru că e așa o discrepanță, o să vezi că există o discrepanță între ceea ce dețin oamenii dincolo de ușa casei lor și cum se pot comporta și cum pot să folosească în beneficiul lor orașul dincolo de ușa casei lor. Dincolo de ușa casei noastre, orașul este sărăcăcios, nu oferă nimic, chiar este banal și se pare că nimeni nu se îngrijește de lucrul acesta. Și pentru că suntem comunitate și banii care sunt la autoritatea locală sunt tot din comunitate, trendul acesta de implicare ar trebui să fie impulsionat de clasa economică care deține mai mult, care, să zicem, că a avut noroc în viață. Sunt două perspective cum poți să finanțezi aceste investiții culturale. Sunt una, cea mai frecventă și normală, este să vină autorității să vină să spună, ok, am bugetul local ăsta, din bugetul ăsta anul ăsta investesc în renovarea teatrului și funcționarea lui, atât. Paranta, opțiunea 2 este oamenii din comunitate, mai ales oamenii care dețin resurse financiare mai mari, îi spun, ok, haide să finanțăm noi. Tu, primărie, îl faci și noi îți finanțăm acest teatru. Sau poți face și un teatru privat. Ok, nu trebuie atât teatru public. Asta am văzut că se poartă în afară. Galeriile despre care vorbesc, biblioteci și spații culturale, sunt de fapt făcute din niște fundații ale unor corporații și sunt operate privat. Nu sunt ale primăriei, nici al New Yorkului, nici al Londrei. Adică acestea sunt spații culturale private, unde oamenii să înceapă să dezvolte. Uite, spuneai cum am putea să vindem zona imobiliară de la Constanța cu plus valoare. Pentru că, uite, mie mi se pare puțină prostituție acum, sincer, din punct de vedere financiar. Toată lumea se bate în prețuri pe centimetri pătrați de care vorbeam mai devreme. Pe termen lung, această abordare nu este bună, dar pentru că trebuie vândute locațiile într-un termen limită, oamenii fac acest compromis. Totuși există o marjă destul de bună, ne complacem în această zonă. Pentru a genera designul de care vorbeam mai devreme, uite, am vorbit cu Solid House, unul dintre operatorii mari imobiliari din Mamaia, din Constanța, și i-am întrebat, revoltat fiind de un proiect de-al lor, măi, cum ați putut să-l faceți atât de cubic? Efectiv, sunt niște cutii de chibrituri, adică, și a spus domnul Maxim, dar nu ne-a spus nimeni că putem face într-un fel sau altul, nu ne-a cerut nimeni. Adică n-am fost la arhitectul orașului și să ne spună, știți, uite, în zona asta aici, trebuie să construiți în felul ăsta. Avem niște directive, avem niște linii, avem un concept. Zona aceasta se va dezvolta într-o oarecare măsură în zonă financiară a orașului Constanța. Deci vă impulsionăm ca în această zonă să folosiți materialele acestea, designul acesta, orientarea clădirii către bulevardul Cutare, pentru că bulevardul se va dezvolta în următorii ani. Așa e strategia noastră de oraș. Și atunci oamenii ăștia, dezvoltatori imobiliari, ar fi zis, ok, haideți că îmbunătățim proiectul și dacă el cumva în costurile normale de dezvoltare poate suferi niște modificări arhitecturale să devină mai interesant, de ce nu? Dar nu a existat nicio discuție vreodată în acest sens. Deci există nevoia unui catalizator,
unui generator. Cineva undeva la o masă într-un birou să genereze această nevoie, această împărțire a unor hărți, unde este zona comercială a orașului, unde este zona financiară a orașului, unde este zona de depozite a orașului Constanța. De exemplu, a venit Bosch acum vreo 4 ani să facă o fabrică de aer condiționate industriale, acele aer condiționate imense care se pun pe clădiri mari sau pe mall-uri. Și au întrebat, ok, uite, noi vrem să facem o fabrică. Care este zona care va fi dedicată la marginea orașului vostru, care este zonă industrială și zonă de depozite, ca să fim și noi cumva facilitați de dezvoltarea infrastructurii? Și le-au dat frumos numere de telefon de la agenție imobiliară să cumpere teren, pe unde ori putea ei și pe unde ori vrea ei. Nu se face așa. De aceea dezvoltatorii nu spun nu atunci când li se impune ceva. Adică când împarți o hartă, rupe o hartă sau, nu știu, faci niște cercuri și niște pătrate pe o hartă și spui, de acum încolo, zona aia va fi asta. Chiar îi ajută, pentru că îi ajută să își vândă după aceea proiectele imobiliare către finanțatori, către bănci, dar și către beneficiari. Uitam acum în memoriile mele cu colegii, prietenii mei de la Oradea. Cunoști orașul Oradea? Da. Și cum gestionează acolo lucrurile. Încă o dată, felicitări pentru Oradea. Chiar am făcut recent un podcast cu ei. Există o agenție locală pentru dezvoltare a orașului, condusă de o bună prietena mea, Aina Silaghi, care în momentul în care vine orice investitor, îi primește cu brațele deschise, pregătită deja cu indicatori, cu plan urbanistic, cu împărțire, asta e zona industrială, asta e zona comercială și mai departe, și cu o rețea întreagă de potențial parteneri pentru ei, ca să poată să înceapă repede construcția. Și uite că treaba asta făcută pe termen mediu și lung, ea le-a adus cea mai mare investiție din sud-estul Europei, din istoria recentă, sud-estul Europei. Este fabrica cea de Nokian Tyres, care deschid acolo, în prima fază a dezvoltării, o fabrică de total investiție 650 de milioane de euro și cu a doua fază de dezvoltare o să depășească 1 miliard. Este enorm pentru un oraș ca Oradea. Da. Gândește că a luat fața altor 18 orașe europene de anvergură, Polonia, Cehia și mai departe. Mă gândesc dacă autoritățile locale s-ar uita la acest video și ar vedea acest punct de vedere, dacă ar lua și cum ar lua o astfel de măsură repede să înființeze o astfel de agenție care să înceapă să compartimentalizeze orașul după funcțiuni. Cred că aici trebuie înființată de fapt o cameră de comerț privată care să aibă cumva parteneriat cu autoritățile, pentru că, să nu uităm, autoritățile nu sunt decizionale și nu se implică în zona de dezvoltare de business. Autoritățile au treabă pur tehnic-administrativ cu administrarea infrastructurilor orașelor. Deci nu îți face ție un teatru nou că-l vrei tu, pur și simplu că este nevoie sau se poate concretiza. Eu când am făcut Biblioteca Colorată, am făcut biblioteca privată din oraș, da? Ok, nu este vina primăriei că nu aveam o bibliotecă așa cum voiam eu. Dacă am vrut într-un fel cum voiam eu, mi-am făcut-o eu. Deci nu pot să dau vina pe cineva din Consiliul Județean sau din primărie că lucrurile nu se dezvoltă cum îmi doresc eu sau un grup mic de oameni mai potenți. Pentru că necesitățile și nevoile orașului ne depășesc pe noi și ajung în zona în care există și foarte mulți oameni asistați social și foarte multe cheltuieli și o infrastructură întreagă de întreținut. Și o să vedeți că bani de investiții rămân foarte puțini. De aceea, dacă noi ne-am dezvoltat și am reușit în viață, este tot în mâinile noastre decizia și puterea să dezvoltăm ceea ce visăm noi, uite, acum la această masă. Adică, cred că nu ne împiedică nimeni să facem ceea ce vrem să se întâmple. Doar trebuie să ne unim, să ne împrumutăm, să găsim investitori, să găsim parteneri pentru a face toate aceste zone să le dezvoltăm. Orașele și țările s-au dezvoltat privat, adică zona asta economică trebuie impulsionată și cred că este singurul loc care va face în realitate să se dezvolte orașul. Pentru că dacă vedeți nivelul de finanțe pe care îl are orașul ca excedent, este foarte puțin.
E, în câți zeci de ani să strângi să faci, nu știu, un nou teatru sau un nou nu știu ce. Adică noi oricum când construim edificii în țară, ori facem prin împrumut, ori facem prin Compania Națională de Investiții, care efectiv alege în detrimentul altor orașe, alege anul ăsta un oraș, anul viitor alt oraș, și dezvoltarea asta pe oraș o să vedeți că este inegală și inechitabilă. Adică e în funcție de cine a avut noroc mai mult în viață. Ai avut un bolojan, te dezvolți. N-ai un bolojan, nu te dezvolți. Ai un boc, te dezvolți. O să vedeți că există așa un fel de nucleu de energie care face ca anumite orașe să se dezvolte sau altele să nu se dezvolte. E pur și simplu treabă de voință. 10 oameni într-o echipă s-au strâns și au inițiat energia aceea constructivă. Pentru că Clujul nu s-a dezvoltat cu banii primăriei Cluj. Oradea nu s-a dezvoltat cu banii primăriei din Oradea, ci tot din privat s-au dezvoltat. Doar că, din punct de vedere al PR-ului, cumva tot cumul acesta de energie constructivă și de economie se duce către autoritatea locală, pentru că nu există o față care să-și asume treaba asta. Nu există o entitate, o cameră de comerț a Oradei, o cameră de comerț din Cluj, care a generat împreună cu partenerii respectivi, a generat lucrul ăla. Și, din păcate, îmi pare rău să spun, camerele de comerț înființate în județele din România nu funcționează eficient. Nu se comportă ca niște camere de comerț care ar trebui să facă exact ce ai spus mai devreme. Lobby-ul pe care îl face doamna de la Oradea, planificarea tuturor oportunităților de teren, de infrastructură, de servicii, de consultanță, de servicii conexe și terți care să-ți livreze după aceea, nu știu, trebuie să construiești hala, nu? Cu cine construiești? Trebuie să torni betonul, cu cine? Că ești din Germania ca investitor, adică nu o să aduci din Germania să tragi, nu știu, energie electrică la fabrică. Adică tot vei folosi puterea locală, care nu este specializată. Și tot astea Constanța atrage enorm de mult capital. Am văzut că vara asta a fost... Așa este, în 2019 în topul Forbes eram pe locul 9, iar în 2023 suntem pe locul 6. Bine, în anii 2000 eram pe locul 2 sau 3, dar asta e. Ați crescut, asta e bine. Da. Deci oamenii vin să consume bani aici la Orad. Pe relaxare, pe distracție, nu mai contează. Pe timpul verii, cei mai mulți bani se învârt după București la Constanța. Banii ăștia mai departe se duc în economia locală, pentru că sunt de cea mai multe ori antreprenori locali care le conduc sau companii locale care conduc respectivele mici business-uri sau mari business-uri. Cu excepția turismului, care așa cum e făcut, poate nu e la ce mai înalt nivel, nu e nici la un nivel jos, aduce destul de mulți bani economiei Constanței. Hai să zicem Constanța, pe numai Constanța, spune și Constanța și Tulcea, adică Dobrogea în general. Ce altceva aduce bani în această zonă a României? PIB-ul local. Eu avem câțiva operatori economici în zona agricolă, pentru că luăm acum și județul Constanța, dar ca beneficii tot zona de servicii, care de fapt servicii sunt gândite macroeconomic ca rulaje, dar nu sunt ai noștri, adică de exemplu marile companii care vând, nu știu, mașini, hipermarketuri, supermarketuri, etc. Mall-urile sunt cumva luate ca cifră globală a economiei locale. Dar eu nu iau considerare, pentru că eu sunt constanțean și știu că nu mă ajută. Singurul lucru care mă ajută când am un mall cu toate brandurile din afară sunt angajații plătiți de acolo și cumva niște servicii conexe. Dar toți banii care se rulează într-un mall nu sunt ai noștri. Pleacă sigur. Pleacă la Inditex, pleacă în toate corporațiile, la Carrefour, la Metro, la etc. Deci nu, cumva noi rulăm bani, noi avem bani, dar nu avem profit, știi? Adică noi trăim dintr-un rulaj. De aceea încă nu avem prea multă siguranță pe banii pe care îi avem în Constanța și de aceea o să vedeți că îi investesc cu chibzuință oamenii. Și sunt super eficienți. De-aia spuneam că eficientizează centimetru pătrat când construiești un bloc. Deci de aici, practic, această dorință de eficientizare. Da, pentru că noi, în realitate, nu avem destui bani. Uite, să mergeți la Institutul Național de Statistică și să vedeți care este
salariul mediu al constanțenilor, da, dincolo de oamenii asta. Care au bani. Da? Ok, asta, ca ăștia sunt câteva mii de oameni. Dar lumea reală, cei 600 de mii. Am văzut, da? E mai jos decât multe județe, deci mult mai slab cotate. Da? Deci, în realitate, suntem săraci. Asta e adevărul. Sau poate că este și o economie pe care nu vedem la suprafață. Tocmai asta îi face pe oameni să nu dea în cap și să nu existe revolte și să nu existe o criză reală de economică, pentru că noi în această zonă balcanică, cu precădere la Constanța, am învățat să ne descurcăm. Să ne descurcăm, da. Și de aceea oamenii au construit blocuri, pentru că au putut să le închirieze cu noaptea, cu ziua, pe Booking, pe Airbnb sau prin alte platforme și să facă niște bani. În zona gri, în zona mai puțin gri, dar cumva de să fapt, le rămână niște bani. Suntem în acest principiu care cumva cam toată România este, cu câteva excepții, al unei societăți tinere la început de dezvoltare, care încă nu are, care, cum spune un prieten al meu, trebuie să-și umfle burțile înainte și după aia să înceapă să se gândească la păi, cum ne e mai bine nouă tuturor. Cam asta spuneam eu despre tinerii milionari de mai devreme, de la începutul discuției, că nu, eu nu mă orbesc de faptul că niște oameni au bani, ci de acting-ul în care fac, cu în care folosesc după aceea resursele respective. Și din modul în care folosește cineva niște sume de bani, îți dai seama dacă el este bogat sau doar deține niște resurse pe termen limitat. Unde bogăția are treabă și cu istoria și cu cultura și cu toate acele imperii despre care vorbeam, unde oamenii au bani din generație în generație. De acord cu tine. Am fost la un workshop la un moment dat în care mi s-a clarificat complet ce înseamnă prosperitate. Poți să te pui egal bogăție sau ceva, dar prosperitate îmi place mai mult ca cuvânt. Și mi-a plăcut faptul că nu se oprește la situația financiară bună, ci merge mai departe la o situație mentală bună și fizică bună, la o situație a relațiilor tale bună, la o situație a carierei tale bună și la o situație cumva de dezvoltarea ta ca om. Respectivul prieten bun și partea mea o denumea autocunoaștere. Da, poți să o numești cum vrei, cum sustenabilitate personală sau dezvoltare sau așa mai departe. Cumva această prosperitate este un întreg. Nu este doar hai să facem repede bani. Când? Acum, că avem doar 3 luni de vară. Ce mi-a plăcut și am fost surprins plăcut vara asta aici la Constanța este că totuși începe ușor-ușor să dezvolte și o zonă de închiriere, că tot vorbeam de a face bani repede din închirieri, dezvoltă și o zonă de închiriere în extra sezon, în low season, practic. Deci nu mai pui presiune să scoți maximum pe perioada 15 mai, 15 septembrie, cât este, să spunem, sezonul, da, de vară, ci poți produce și între 15 septembrie și 15 mai. Cum? Către companii locale care iau închiriere pentru angajații lor, către navigatori, care sunt, nu știu, cei mai importanți producători în economia locală, da? Către ucrainieni, care poate să fie o chestie temporară sau nu. Trebuie să ne gândim acum și prin spectru, ok, războiul se va fi terminat într-un orizont rezonabil, sperăm, dar nu suntem chiar siguri că o să se întoarcă toți ucrainieni de aici, pentru că, unu, e posibil ca orașelor să fie încă într-o aparență de război, adică a fost atât de război până de curând. Da. Da? Și doi, poate că dezvoltă aici niște relații economice care îi motivează să rămână. Și multe orașe de unde provin ei chiar seamănă cu orașul Constanța. Exact, și să nu uităm că totuși la noi s-au stabilit foarte mulți cetățeni care sunt mai potenți. Că există această discuție despre potențialul financiar pe care l-au unii și cu mașini și cu etc. Și este, într-un fel, este foarte bine. Deci ne vin oamenii bogați de acolo și ar putea să rămână aici. E o oportunitate de investiție pe termen scurt. Unde convingi tu atât de mulți oameni cu bani să vină într-o regiune destul de limitată și unde să își ducă viața și să investească. Chiar avem locații Horeca, avem mai multe infrastructuri dezvoltate în ăștia 2 ani de grupuri din Ucraina și este foarte bine.
banii tuturor sunt bineveniți în orașul Constanța. Mai ales că pentru toată lumea ar trebui să devină un loc acasă. Asta e interesant. Eu mi-aș dori ca centrul ăsta, Inima Maia, din punct de vedere economic, să se dezvolte într-un Frankfurt Messe, unde se întâmplă în orice lună a anului, într-un oraș care nu are nicio treabă turistică, efectiv, nu prea ai ce să vezi acolo, este expoziție de mobile, expoziție de corpuri de iluminat, expoziție de Horeca, expoziție de mașini. Toată ziua oamenii fac bani din expoziții. Noi avem cea mai mare infrastructură de cazare și hotelieră în acest areal tip Constanța, Mamaia și sudul litoralului și nu vrem, nu ne unim să o folosim, pentru că ceea ce spun eu, nu o spun numai eu acum, o spun majoritatea celor care abordează acest subiect, că trebuie să facem conferințele de tip expoziții aici la Constanța, înainte de sezonul estival și după sezonul estival. Expo, agro, nu știu ce. Efectiv, avem posibilitatea și infrastructura să cazăm ieftin, să punem infrastructuri mari la dispoziție, să facem niște legături probabil între mai multe saloane și între mai multe centre din acestea mai apropiate, hoteluri foarte apropiate, pentru că, așa cum spuneam, la Frankfurt am văzut că expoziția nu este ca la Rome Expo, toată într-o hală și cel mult a doua hală care este imediat apropiată, ci pur și simplu merge așa pe vreo 3-4 străzi, pe niște trotuare, pe niște canale de astea, pe subclădiri, ca să ajungi la o altă sală unde este expoziția a doua, a treia, a patra. Da. Adică nu e tot într-un dreptunghi, nu e tot într-un rotund, cum e deja la Rome Expo. Deja ai nevoie de un spațiu complet de aceea, compact. Deci, cum ar veni festivalul de expoziții. Expoziții de luni până duminică pe diferite domenii. Și asta ar mai putea să genereze cumva și atractivitatea de a folosi aeroportul, pentru că trebuie să ajungi aici, atractivitatea de a merge într-o locație de expoziții la mare, și atunci când o expoziție de business to business este la mare, chiar dacă afară e frig, tot este frumos, tot este un view interesant și economic, pentru că infrastructurile existând deja, este mult mai eficient economic să închiriezi o cameră, de exemplu, decât probabil în București. Hai să dezvoltăm puțin aici. În momentul de față există astfel de spații pentru expoziție în Constanța? Există doar un singur spațiu, nu tocmai ok, este centrul expozițional Mamaia. Un foarte, 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 foarte mic Romexpo. Dar nu este promovat, nu este eficientizat și este folosit cu precădere de Camera de Comerț din Constanța, care are ca activitate organizare de târguri, să le zicem. Sunt niște... Bine, să rămânem la târguri. Ok, am reținut. Și atunci există zone în care poți să amenajezi astfel de areale da, care să fie expoziționale? Doar niște linii acoperite de niște trotuare între aceste zone. Eu am propus Primăriei Constanța să folosim o cupolă sau o infrastructură care să se acopere la zona Rex din Mamaia, unde este este o parcare, care în general este goală și acea zonă ar putea fi folosită ca zona expo a stațiunii Mamaia. Poate fi folosită și doar pe timp de vară. Nu zice nimeni să folosim doar, nu știu, în luna noiembrie infrastructura din Mamaia, dar ar trebui să o eficientizăm, pentru că în timp ce dezvoltatorii imobiliari din Năvodari au construit blocuri cu sute și mii de apartamente, numărul mediu al vizitatorilor, al turiștilor care vin pe litoral a rămas într-o creștere mică. Și atunci gândiți-vă ce probleme au hotelierii din Mamaia. Pentru că o cameră din Mamaia costă cât un apartament studio închiriat în Năvodari. Ce alegi? O cameră de 14 metri pătrați sau un studio de 35 de metri pătrați? La același preț sau chiar poate mai ieftin. Și atunci există și această concurență canibalistică, aș putea spune, dar oamenii se vor cerne, așa cum eu văd în București. Eu, de exemplu, în București nu mai stau la hoteluri, închiriez
în regim de hotel apartments, m-am obișnuit să fac lucrurile astea și întotdeauna vor exista clienți pe cele două segmente, adică piața se va sedimenta, se va cerne, important este să aduci cât mai mulți oameni. Și aici avem o problemă. Noi în fiecare an ne batem cu infrastructura hotelieră și imobiliară care deservește servicii hoteliere pe cam același număr de turiști. El e crescător, da, crește, nicio problemă, dar ne batem pe aceeași sumă de oameni. Și undeva se va întâmpla ceva. O să vedem. Cred că cea mai bună soluție ar fi să atragem mai mulți oameni. Da. Da. Și sectorul acesta de business, de expoziție, ar fi total interesant, pentru că știm clar că sunt oameni care au bani, care au buget. Să știu că am făcut lobby pentru acest lucru încă de când am venit în prima zi aici la Constanța, că cu ataca pașată hotelieră, Constanța poate devină un hub de expoziție al acestei zone a lumii. Da. Poți să faci cele mai tari expoziții din sud-estul Europei. Chiar ai unde. Ai atâta hoteluri și atâtea, apar hoteluri și atâta spațiu, încât chiar poți să-ți chestia asta. De aceea cred într-o cameră de comerț la Marea Neagră, eu i-am zis Black Sea Forum, care să unească cumva acești operatori, să genereze primele expoziții, să vorbească cu furnizorii și să facă un calendar minim de evenimente la care toată lumea să adere. Nu am găsit operatori care să spună nu acestei idei, dar toți operatorii așteaptă să li se întâmple, să facă cineva ceva să-i cheme. Și nu se apucă nimeni de treaba asta. E destul de clar ce trebuie făcut. Mai este și punctul 2, niște săli de conferință de anvergură. Pentru că, din păcate, am fost neplăcut surprins să văd că mare parte dintre conferințele de la Constanța se țin tot în vechile hoteluri în care se țin așa acum 20 de ani. Și aceleași două, trei, pentru că o să vedeți că toată lumea face la aceleași două, trei hoteluri. Nu arată foarte multă dezvoltare. Pe de altă parte, poate fi și o oportunitate imensă pentru cine se gândește să facă, inclusiv clienții noștri, alezi, pregătesc un astfel de proiect. El am sugerat o sală de conferință de 2000 de locuri. Poate e mult, știu, pare mult. Dar dacă vrei să fii pe harta conferințelor lumii, așa ceva trebuie. Dacă o face polivalentă și poate să se întâmple și un concert acolo și, nu știu, să devină polivalent, cu siguranță va funcționa, va merge, pentru că tocmai de aceea am luat eu grădina Tomis din orașul Constanța, din centrul orașului. Piața Ovidiu, nu? Sau unde este? Nu, aceasta este în parcul de la primărie, parcul arheologic. Este fostul cinematograf în aer liber al orașului Constanța, un edificiu istoric, aproape 40 de ani a fost singurul cinematograf al orașului, grădina în aer liber din orașul Constanța. Și am luat acest edificiu, l-am închiriat și dorim să-l dezvoltăm, tocmai pentru a exista un spațiu de evenimente, de concerte, de spectacole, în care să existe și evenimente cu bilet. Pentru că acum noi folosim piața Ovidiu, adică piața publică a orașului Constanța, bulevardele sau parcurile ca zone culturale. Dar toate sunt generate de primăria Constanța, care plătește evenimentele și le oferă gratuit publicului. Zona antreprenoriatului cultural ar trebui să se dezvolte și acum observ că la Ministerul Culturii, că doamna Turcan spunea că vrea să susțină antreprenoriatul cultural. Ori fără infrastructuri, zona asta nu se poate dezvolta. Și aici cred că este nevoia în zona de funcționalitate turistică. Vreau să ies în fața acestui hotel și pe terasa pe care o văd aici la voi, vreau să întâmple ceva. Sâmbăta, vinerea, joia. Vreau să văd niște lumini de seară care au un spectacol anume și să vin să-mi fac fotografii la hotelul ăla cu luminile, nu știu cum. Adică să existe o funcționalitate turistică. Lucrul ăsta eu l-am văzut în Turcia. Ei folosesc infrastructura imobiliară interioară și exterioară. Pentru cea exterioară o fac mai mult pentru marketing, pentru atracție și pentru simbol, și partea interioară pe care o operează așa cum operează orice operator turistic. Eu văd că partea imobiliară exterioară în Mamaia, în Constanța, în Năvodar, nu este folosită eficient sau este folosită doar în scop economic, punem trei tarabe, două chioșcuri, un restaurant și cam ăla este serviciul pe care îl aducem publicului. Oamenii au nevoie de entertainment, oamenii au nevoie de fascinație, de nou, de
de să se aștepte că ceva diferit se schimbă și vrea să vadă lucrul ăla, să-l monitorizeze. Când Mazăre făcea carele alegorice din Mamaia, oamenii știau că lucrurile alea vor fi de la an la an diferite și întrebau dinainte, când își programau concediul, când se întâmplă evenimentul ăla cu carele, că vrem și noi să venim să le vedem. Chiar dacă erau un chici total. Da? Ideea e că era singurul lucru care avea o funcționalitate turistică pentru beneficiar. Noi vedem acum discuția pe care o avem noi din perspectiva dezvoltatorului imobiliar, a operatorului turistic, care el are propriul interes, scopul pe care îl are el. Dar cum deserveci scopul și interesul turistului, în afară de accesul la plajă și patul curat pe care îl oferi? Ce îi mai oferi? Păi știți că avem avocado în loc de banane. Nu-i de ajuns, că astea sunt lucruri banale. Păi vă dăm mai multă apă minerală, nu-i nevoie. Adică ce altceva poți să-mi oferi ca să zic, ok, aleg locația aia în detrimentul locației celelalte? Pentru că locația aia arată într-un fel anume. Face ceva. Ce face? Cum alegi? Ok, o să se dezvolte zona imobiliară pe care la care participați și voi, da? Și între două lucruri similare, vecine, cum voi alege diferențiator? Ce îi va diferenția? Hai să nu ne batem în prețuri, că exact prostituția asta nu vrem să se mai întâmple, nu? Cum mă voi bate să ajung la unul sau la altul? Și asta se poate face doar prin zona de evenimente. Multe teme. Mersi foarte mult pentru onestate și pentru pragmatism. Cred că e nevoie de un astfel de duș rece. Eu cred că dezvoltarea începe cu primul pas, să accepti realitatea și să te uiți ce poți să îmbunătățești la ea. Asta e primul. După care te uiți, ok, unde vreau să ajung? Vreau să ajung acolo. Bine, atunci să vedem ce pași avem de întreprins până acolo. Eu cred că România as a whole, așa ca întreg areal, se dezvoltă. Nu mai există un stop pentru ea, cu excepția unei catastrofe naturale sau antropice, care sperăm că nu se va întâmpla și probabil că nu se va întâmpla. Dar în rest, România are un trend clar să se dezvolte. Asta înseamnă, nu numai București, Oradea și Cluj, înseamnă și Constanța, înseamnă și Iași, înseamnă și Craiova, înseamnă și Brașov. Suntem și noi importanți, da? Suntem relevanți, da. Și chiar contăm. Da. Și rugămintea mea este să ne ajutați acolo unde se pare că nu cerem ajutorul, că poate suntem prea mândri, prea orgolioși. Și am avea nevoie de mai multe conferințe de design, mai multe conferințe de arhitectură, pentru că, așa cum ți-am spus, am discutat și cu alți operatori, când ești atât de ocupat să faci ceea ce faci, poate nu mai ești la curent cu lumea în care trăim și cât a evoluat ea, și nu consider de fiecare dată rea voință din partea antreprenorilor că nu au dorit să facă ceva în plus, ci pur și simplu trebuie să mai existe și niște oameni generatori care să împingă evoluția și inovația, și lucrul acesta se poate face doar prin astfel de tipuri de conferințe, de întâlniri, de spații generate special pentru design, arhitectură, proiecte imobiliare, oportunități imobiliare care se vor dezvolta în viitor, etc. De acord. Să ne proiectăm un pic în viitor. Se spune că Constanța a reușit și a făcut lucrurile pe care le-am spus împreună. Și dintr-o dată devine și mai interesant. E deja interesantă pentru investiții. Sunt oameni care cumpără aici apartamente pentru a le închiria sau a le păstra pentru ei înșiși și a le folosi pentru, poate angajați sau așa mai departe. Dar spunem că Constanța a reușit mai mult. Devine și un centru de business, se rezolvă și cu portul și desevește și mai bine comunitățile locale din Constanța și dezvoltăm și cultural. Totuși, românii încă nu știu asta și va trebui să li se spună să facă un pas, să le spună că este o foarte bună oportunitate Constanța. În momentul în care avea aceste lucruri, ai fi atât de sigur pe tine să le spui da, veni și investi la Constanța? Sau deja ești de acum în așteptarea acelui moment? Eu, ca și constanțean și ca grup de business din Constanța, pentru că văd așa puțin un grup de oameni care își propun o dezvoltare a orașului, mi-aș securiza economic infrastructura. Noi avem obiceiul să închiriem sau să vindem infrastructura pe care o operează alții. Și noi luăm o taxă de, redevență sau o taxă de angajați.
Adică ne bucurăm că suntem angajați, că avem angajați la companiile respective. Este bine că nu ne-am dezvoltat atât de mult, pentru că ne oferă posibilitatea să facem ceva bine de la zero. Adică era mai greu dacă eram deja dezvoltat și aveam deja companiile, corporațiile, totul funcționa într-un fel, era mai greu să ne mai gândim la binele propriu al constanțenilor. Ok, suntem într-o zonă medie, să zicem, mai că nu suntem chiar săraci, dar suntem ok. Suntem, să zicem, subdezvoltați față de ceea ce vedem în jur. Însă aș vedea un grup care să securizeze infrastructura economică, acea zonă de depozite de care îți spuneam, care se va întâmpla clar, pentru că mă uit, cei doi operatori mari de depozite din București au construit spre Pitești și spre și în Transilvania, zeci de depozite, efectiv, zeci de depozite. Gândește câți bani se poate face din zona asta. Mă uitam că au început cei de la Global Vision, care e tot Constanța, mi se pare, au început să facă o zonă de depozite înspre Agigea. Și m-aș bucura să funcționeze, dar trebuie să dărâme gardul cu portul, ca portul să poată să folosească acele depozite și să existe o inițiativă legislativă care să nu taxeze și să nu introducă vamal în România marfa dacă ea este în tranzit. Noi nu prea avem o astfel de zonă de tampon, da? În care să-ți depozitezi marfa într-un depozit pe 6 luni, 8 luni de zile, pentru că ea oricum nu va merge în România. Ea se va duce pe canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Dunăre și va ajunge, nu știu, în Austria sau în altă, nu știu, în Ungaria, da? Adică nici nu ne ajutăm unii pe alții, nu ne creăm instrumente. Îmi spuneau operatorii care utilizează ecluza de la Agigea că statul român are două taxe pentru folosirea ecluziei. Acea zonă de transbordare de la nivelul mării la nivelul canalului Dunăre-Marea Neagră. Și spunea că noi nu avem pentru 500 de tone, pentru 1000 de tone, pentru, nu știu, 20 de tone încărcătură. Noi avem taxă doar pentru navă goală sau navă plină full. Și nu există eficiență operațională, ca la shipping, ca la, nu știu, curierat. Nu ai cum să ai tot timpul mașina plină. Sau vei avea câteodată mașina încărcată un sfert sau 20%. Te ajută totuși lucrurile ăla. Noi taxăm acum operatorii economici full încărcați sau gol, doar dacă vine gol. Ok, și mă întorc la întrebare. Ce îi spune atunci un investitor, să spunem în contextul ăsta? Noi avem o vorbă care spune așa, când investești în imobiliare, tot acela industria pe care noi o servim, e bine să cumperi la locul potrivit, înaintea momentului potrivit. Constanța, mi se pare că este o metaforă excelentă a acestei fraze, pentru că este locul potrivit, este aproape de București, la intrarea dinspre est, intrarea în Schengen, se dezvoltă, se multiplă oportunități de business, clar înaintea locului potrivit, pentru că încă nu se întâmplă toate lucrurile astea nici pe departe. Ai recomanda unui prieten al tău să investească acum în Constanța, în business, dar și în imobiliare? Aș recomanda oamenilor cu viziune, care au răbdare, și asta cu răbdarea sună ușor când o spui, dar e greu în realitate, care au răbdare să aștepte momentul în care această zonă a orașului Constanța este, imaginați-vă un hol lung dintr-un hotel cu multe uși pe stânga și pe dreapta. Și ușile alea sunt 14 țări cu care ai conexiune directă, adică doar deschizi ușa, din punct de vedere economic. Adică Dumnezeu ne-a lăsat într-o zonă geografică extraordinară, fabuloasă. Alții își construiesc aceste zone, noi o avem natural. Și nu facem comerț și economie cu vecinii noștri, care sunt, adică noi suntem holul și trebuie să deschidem ușa din stânga, ușa din dreapta, care sunt celelalte țări.
Asta e oportunitatea pe care o avem, macroeconomic. Pentru că în momentul în care noi folosim acest hol, pe care, nu știu, cred că încă stăm la lift să ieșim pe acest hol, se va dezvolta tot ce am vorbit până acum. Și imobiliarele, și expozițiile, și conferințele de business, absolut tot se va dezvolta pentru simplu fapt că ai motorul și motivul. De ce aș veni să-mi fac conferința la mare? Ca o hală mai mare? Ca o cameră? Ca o scaune și mochetă pe jos? Nu aș veni. Adică, cu ce mă impulsionez că zona asta are potențial? Și atunci dăm ceva la care să aspir. Tu nu investești acum la Constanța pentru că ai văzut blocul deja construit, că lucrul ăsta s-a întâmplat deja. Vino dacă găsești o zonă care aspiră. Gândim mare și vizăm mare, pentru că 1, 2, 3, 5 milioane de euro la economia regională înseamnă puțin. Noi învârtim bani puțin. Nu învârtim bani mulți. Și atunci măcar ți-aș spune, investește acum ca la cripto și așteaptă. S-ar putea să crească enorm. Da. Dacă ar fi existat și un nucleu de oameni care ar garanta procesul, atunci investițiile ar fi sigure. Pentru că rar mai găsești o zonă atât de rurală din punct de vedere economic, ca și Constanța, unde oportunitatea este extraordinară. Gândește-te că acum 15 ani, locul în care ne aflam noi era plin de boscheți și da? Deci noi în 15 ani am devenit Eldorado și în termen de macroeconomie este un termen foarte scurt. Da, așa este. 10 ani, 15 ani în macroeconomie este un termen foarte scurt. Pentru cine vrea să vadă cu ochii lui, îi invit aici la Alezi, la Mamaia Nord să vadă. Acum 15 ani era un câmp mare, da, într-adevăr. Da. Așa este. Așa că, așa cum am spus-o și pentru cei de la Forbes, mi se pare cel mai bun oraș din România, în care și dacă n-ai bani, poți să vii, să muncești, să devii cineva, și dacă ai bani, ai cumva o investiție eficientă, devine foarte eficientă. Depinde când vrei să te retragi. La primul câștig mai aștepți, câștigul crește, cert este că doar va crește, ca și valoarea agenților de la Hermes. Ai răbdare că va crește sigur. Good. În această notă aș vrea, Victor, dacă ești de acord să încheiem, pentru că vreau să dăm și o notă pozitivă. Este clar că sunt foarte multe provocări în orașul Constanța. Prin Constanța eu înțeleg, nu mai Constanța, înțeleg și Mamaia, înțeleg și Năvodari, înțeleg și sudul litoralului românesc. Nu le vedem așa holistic. Vedem și foarte multe oportunități, extrem de multe oportunități. Nu ezit să o zic oricui că Constanța are potențial să devină al doilea mare oraș al țării. Să bată Cluj, să bată Iași, să bată Brașov și să vină și cu inovație, pentru că pleacă, cum a zis și Victor, de foarte jos în momentul ăsta și se poate organiza foarte repede, practic poate accelera procesul. Așa că îți propun, Victor, dacă ești de acord, să refacem acest video și în câțiva ani. Ar fi interesant, da? De urmărit, da. Ar fi extrem interesant. Ori de aici, ori din altă locație, că o să mai fie multe construite în zona asta a României. Și să vedem, să revedem video pe care l-am făcut împreună asta și să vedem ce s-a întâmplat între timp și ce ar trebui să se întâmple mai departe. Exact. Mesajul meu pentru cei care ne urmăresc este să își recâștige încrederea în această zonă a României. Nu degeaba am fost zeci de ani orașul numărul 2 din România. Poate ne-am oprit puțin în loc, poate pe undeva ne-am împiedicat, dar cumva masa de oameni și oportunitatea a rămas constantă. Și n-am mai apărut pe coperțile revistelor, n-am mai apărut pe la televizor, poate n-am avut atât de mult PR ca alte orașe, dar să știți că lucrurile astea despre care vorbim la Constanța sunt reale. Dincolo de bulele de săpun vândute de către alte orașe, pentru că le spuneam celor de la noi, Constanța ține până la podul de la Cernavodă. Deci noi suntem un areal geografic. Noi nu suntem doar orașul sau Năvodariu, noi suntem până la podul de la Cernavodă. Și suntem într-o concurență loială, vreau să fie, cu celelalte orașe care s-au dezvoltat pe infrastructuri mai mici sau inexistente față de infrastructura pe care o avem noi.
Și aici este voința. Și acum vreau să spun că există o generație de oameni din care fac și eu parte, care ne dorim să aducem din nou energia constructivă, și cei de la Alezi și mai sunt mulți oameni din oraș care s-au apucat. Și este bine că s-au apucat singuri, pentru că cumva devin etalon și când vor face echipă pentru reconstruirea unei zone economice sau unui oraș, vei ști sigur că fiecare este expert pe domeniul lui, că ai numai oameni relevanți la masă. Așa că veniți și băgați bani în Constanța, pentru că profitul, dacă aveți răbdare, cumva este asigurat. Subscriu. Veniți și băgați bani în Constanța, în business-uri, în antreprenoriat, în imobiliare, cu caracter turistic sau nu, voi decideți. Și sunt curios cum vor arăta lucrurile, să spunem, peste 3-5 ani, când îl invit de pe acum pe Victor Maxim să refacem acest material și să vedem unde a ajuns orașul Constanța, la care noi ne asumăm să contribuim să-l facem mai bun pe partea noastră. Voi ce vă asumați? Scrieți în comentarii, sunt foarte curios. Și dacă aveți întrebări pentru Victor, scrieți la fel, îl găsiți de asemenea pe mai multe platforme sociale, pe LinkedIn, pe Facebook, pe Instagram. E foarte activ în Constanța, probabil cel mai activ om din Constanța și care crede cel mai mult în Constanța. Nu degeaba am spus că sunt cel mai mare fan al Constanței. Da. Și dacă vedeți și voi lucrurile prin spectrul în care noi îl vedem, și anume să ajutăm să dezvoltăm România holistic, nu doar București, nu doar Cluj, nu doar anumite zone, să dezvoltăm întreaga țară și să avem mai mulți poli de putere, atunci Constanța cu siguranță va avea un viitor bun, cu răbdare și cu muncă. Toate bune, Victor, succes tot ceea ce faci. Mulțumesc foarte mult! Ciao.